Salutare, bă băieți, bine am găsit la un episod aici pe serverul nostru favorit rpgbubizo.ro. Astăzi, bă băieți, vom vorbi despre ce se întâmplă pe server, pentru că și eu m-am întrebat și probabil și câțiva dintre voi se vor întreba, bă, de ce pică serverul? Bă, răspunsul l-a pus Kelton azi, dacă nu mă înșel, pe serverul de Discord. Nu o să intrăm, că n-are rost, practic o să vă facă rezumatul. Ce se întâmplă, bă băieți, ne luăm flood. De ce ne luăm flood? Nu se știe motivul. Avem protecții, dar degeaba, e un atac mai nebun. Nu știu să vă zic eu tehnic ce se întâmplă, dar practic sunt multe atacuri și pică serverul. Ideea e că probabil e că acum câteva luni, când pica serverul, își revenea și așa mai departe. Eu acum vreo 2 ore am stat să mă loghez ceva pe server, am stat undeva la 20 de minute, ceva de genul. Și am văzut că nu merge, pentru că fix atunci picase serverul și îmi scria reconnecting și nu prea reușeam să connecting, cum s-ar spune, dacă ați înțeles gluma. Și am zis, lasă frate să se joace alții, că mie nu mai trebuie. Și am intrat acum și apare merge serverul și vom face și niște puncte la raport. Acum aștept să scrieți în comentarii dacă voi ați avut această problemă, pentru că v-am zis, eu astăzi am încercat să mă loghez, că până acum nu am mai intrat pe SAMP, că n-am mai avut timp și așa mai departe. Și azi când am vrut să intru, a fost problema asta, dar bine că se încearcă o rezolvare. Am înțeles că băieții au făcut un tichet să vadă dacă pot să mai bage și alte protecții, dar vom vedea acum. Să sperăm că se vor opri băieții care atacă serverul, că vă dați seama, băieți, când vă e bine, toată lumea vă vrea rău și asta e de băgat la cap. Și ați văzut cum aveam 1000 de player, cum au început atacurile. Deci să sperăm că se potolesc băieții și o să ne jucăm în continuare aici pe Bizon, să nu ratăm evenimentele astea cu zilele comunității, pe care le găsiți pe canalul meu de YouTube, clip postat, nu știu să vă zic când, acum câteva zile oricum, pe 1, pe 2, ceva de genul. Hai să vedem, luăm și noi pe băiatul ăsta patron sau sal. Sunt cam în spate cu raportul ăsta, e chestia, am 3 din 10 în momentul de față, stați că trebuie să ne vină pe undeva pe aici, ok. Mamă, e taximetrismă și are comandă. Da, n-am reușit să-l omor din nefericire. Nici nu știu unde se duce. Hai că-l urmărim totuși. V-am zis, aștept să scrieți în comentarii dacă ați avut și voi această problemă cu serverul când ați încercat să vă jucați. Că pe mine chiar m-a enervat, că voiam să intru să filmez încă un clip în afară de ăsta și n-a mers efectiv. Mâine, când vedeți voi clipul ăsta, trebuia să fac live normal, dar am zis că las că postez clipul ăsta, că mă duc la etapă de drifturi, bă băieți. Deci poate ne vedem pe acolo. Bine, de fapt, când vedeți voi clipul, eu sunt la etapa de drift. Bă, da, fuge, mă, băiatul ăsta, mă, nu s-ar opri și el. Nu înțeleg unde l-a pus clientul să-l ducă în cava și gura voastră. Că a ajuns de pe la rider de pe acolo până în LV acum. Opa, ia vedeți HQ de la SP decorat. Mamă, fratele meu, oprește-te, te rog eu frumos. La poker se duce, fiți atenți aici. Că direct la poker se duce. Da, fix ce v-am zis, direct la poker s-a dus. Acum știți care este problema, că nu am 300 de metri să-i dau la băiatul ăsta. Hai, 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 nu te mișca, te rog eu frumos, te rog eu frumos, rămâi acolo. Bun. Bun, mă, bun, hai, 15k, mamă, mai bonus, ia să văd ce skin am. Și fiți atenți că nici n-am skin-ul ăla nebun cu bonusuri la raport. Ok, următoarea țintă e la HQSP. Ce face Shadow Blade din LVP de rank 1 la HQSP? Băiatul ăsta văd că are și skin de rank 6, cred că ăsta, sau rank 4, ceva de genul. Nu, de fapt nu e rank 4, e rank 6, dacă nu mă înșel. Nu știu ce face la HQSP, dar în fine, văd că aparent vine spre noi. Mamă, dar nu cred că apuc eu să ajung la intersecția asta ca să-i dau. Că se mișcă cam repede, n-am să vă mint. Probabil a luat pe vreun criminal de pe server, eu știu. Și o să vină încoace spre HQ LVPD probabil. Deci hai că stăm aici și o dăm după ce trece de noi, ca să-l încurcăm la raport cum ar fi. Hai că aparent se duce să-l urmărească pe unul care a intrat în el, am înțeles. E răzbunare, mă, băieți, vedeți? Vedeți ce face poliția pe SAMP? Intră unul în el și se duce după el să ia carnetul, băieți. O, iau-te-l pe Vinicius Junior. Salut, frate, ce faci? Bă, ăsta se întoarce, bă, băieți, bă. Deci Shadow Blade ăsta, am mai avut eu contracte pe el. Bă, și de fiecare dată, eu nu înțeleg ce face băiatul ăsta pe SAMP. Că de nu se plimbă pe aici, pe la intersecție, de m-a plictisit pe mine, pe bune vă zic. O, ia vedeți ce face, stă la carnete. Păi stai, bă, Shadow Blade, că te rezolv eu să nu mai ai carnetul la băieți. Că vor și ei să se joace.
De ce să le strici tu distracția când pot eu să-ți stric distracția? Că și tu mi-ai stricat distracția. Oh, și nu-l văd băieți aici. Țeapă, original țeapă. Deci trebuie să mergem fix în partea opusă, cum ar fi, încolo, după carieră, ca să reușim să-i dăm kill. Deci hai să-i dăm viteză, ce să mai zic. Sau hai că vedem, dar aici sigur nu sunt 300 de metri. Bun, așa că mergem spre carieră aici. Ia uitați, loc foarte bun de făcut acest contract. Bun, mai avansăm puțin, avem 348. Gata, Shadow Blade, ia. Mai fă raport, că și eu fac raport bine rău de tot cu tine. Bun, următoarea țintă, patron originalul, care este prin SF. Hai să mergem după el. Avem 5 din 10 la raport, deci hai că nu stăm rău deloc. Poate terminăm raport după acest clip. Ca să testăm serverul, cum s-ar spune, că de asta fac clipul ăsta, ce se întâmplă cu serverul. Așa că vă arăt ce se întâmplă cu serverul, facem raport și o să pice serverul. Hai că o să pice dacă e, să sperăm că nu pică, că fac ură rău de tot, sunteți nebun la cap. Nu de alta, dar v-am zis, chiar vreau să termin raportul, că n-am avut timp, bă, băieți. De fapt, nu că n-am avut timp, n-am avut așa chef să intru, că am zis, hai mă, că filmez clipul ăla azi și fac raport și n-am mai filmat nimic. Oricum, se face foarte greu raportul de când sunt zilele comunității, că se mișcă lumea pe hartă. Uitați, de exemplu, băiatul ăsta a început să fugă, sunteți nebuni. Unde s-o duce, nu știu, dar haideți să aflăm. Unde te duci, băi, patroane? Unde se duce, mă, mucava și ăsta la bus driver? S-a apucat lumea de job, băieți. Ok, nu știu ce face băiatul ăla acolo, dar hai să încercăm să-i dăm kill totuși. Te rog, rămâi pe loc, frate, rămâi pe loc. Apreciez enorm dacă rămâi pe loc. A, s-a dus în tuning, bă, băieți. A, nu e în tuning. Ne dăm jos repede, nu de alta, dar mic o să fugă. Măcar să-i dăm cât mai stă pe loc acolo. Bam, frumos, 12K, aproape 13, let's go. Next, Kinduleț 6, care este la poker. Nice. Cred că ne dăm kill, ajungem mai repede la casă, sigur ajungem că avem 5000 de metri aproape de aici, așa că hai să ne dăm kill. Bun, am dat kill, spawn 5 casă, dăm un respawn la Maverick, dăm order 3, ce mai trebuie? Să schimbăm skin-ul, stați așa că de-aia mi-am dat kill mai mult, ne luăm frumos skin-ul nostru și gata să vedeți banii cum vin acum de pe punctele astea la raport. Nu uitați, mod pe quest este disponibil pentru membrii Big Boss de 20 de lei dacă sunteți unui nou mod pe care aveți acces la acesta. Oricum o să fie public, dar nu știu să vă zic, probabil în octombrie. Momentan o să vreau să lansez alt mod pe care a fost pentru membrii în trecut. Și nu uitați, vă băieți, dacă aveți idei de videoclipuri, să lăsați-vă în secțiunea de comentarii sau pe serverul de Discord, unde vă este vouă mai ușor. Nu de alta, dacă chiar am nevoie de idei de videoclipuri, că nu prea mai am pe SAMP, sincer. Deci dacă aveți idei, lăsați acolo repede în comentarii. Cu maratonul, să știți că n-am mai făcut nimic pentru că aștept să fac live. Bine, oricum sunt la ziua 5, deci nu sunt prea mult în spate. Probabil o să fac un live luni sau marți, ceva de genul. Deci stați geană pe canal, băieți. Oricum, mai avem acum 4 puncte la raport și terminăm și clipul ăsta și vedem și dacă pică serverul sau nu. Deo totuși zic că nu o să pice. Din ce am înțeles, băieți, ziceau că pică la câteva ore, dar nu știu, asta depinde de atacator, cum s-ar spune. Dar chiar nu se legă asta. Bă, de ce mi-ai dat, frate, Flood? Adică, ha, ce distractiv e, frate, pic serverul. Ce șmecher sunt să vină playerii la mine. Bine, nu vreau să insinuez nimic că pică cineva serverul care e owner ca să vină playerii la gen. Pă bune vă zic. Dar zic așa ca idee, gen. De ce să pici un server? Că nu e amuzant deloc. Mamă, ia vedeți conturi acolo. Băi, ești nebun, l-am bătut, apare în fix pe ăla bun din toți ăia de acolo. Next, Sucre, care este pe la SNLV. Hai să dăm viteză, mamă, este din SOA, deci o să fie o plăcere să-i dau kill acestui băiat, dar să sperăm că nu pleacă de acolo totuși. Bă, avem mă și noi referalon. Ia să dăm referal. Mamă, 3. Vă salut, băieți. Bă, a plecat ăsta, băieți, fix acum când m-am dus eu spre el. Deci eu nu cred. Oare să-l bage la jail, mă, sau ceva? A apărut capibara în Bone County, mă, ce zic ăștia? Bă, n-a intrat în jail, nu știu ce face, a venit aici la casele astea de aici. A, ok, făcea ceva job, apare în băiatul ăsta, Sucre. Ce job, nu știu, să vă zic, probabil carjacker, la cum îl văd că reacționează pe joc, cum s-ar spune. Căutați-l pe ăla cu șamalul pe aici. Bă, ce om, bă, s-a dus fix în partea opusă, că a văzut unde mergeam eu cu Maverick-ul. Dar hai că ne încercăm... Cumva norocul să-i dăm 300 de metri, stați așa să vă arăt cum se face. Hai, du-te. Deci nu cred că n-am putut de copacul ăsta, bă băieți, bă ce ghinion, mă frate, mă. Viața în Hitman, băieți, viața în Hitman. Și apropo, nu uitați, dacă aveți un cont în RDT, să-mi dați și mie să filmez un clip cu viața în Red Dragon Triad.
Hai mă, băiatul meu, oprește-te, te rog eu frumos, Sucre. Te rog eu frumos. Stai pe loc, 2 secunde să-ți dau și eu kill și după poți să faci ce vor mușchii tăi. Dar tu nu vei sta pentru că ești membru SOA și ai treabă, ai o ședință de 7 ore acum de stat la ea. Ia uitați ce nebunie. Mamă, frate, chiar te duci la HQ SOA în momentul ăsta? Fix când am eu contract pe tine, ia mă că i-am spart roțile. Să vadă că e urmărit. Dar n-avem bă de unde să-i dăm noi lui ăsta acum 300 de metri. Ia stați că încerc o schemă. Dar nu, sumă, nu sunt 300 de aici. De aici cred că sunt 300, dar nu-l văd, sigur. Sau? Da, bă, nu-l văd, mă. Ce-mi plac contractele astea pe băieții ăștia din SOA, mă, băieți, mă. Efectiv, acest partid, pentru că așa a zis un băiat pe Discord, că SOA este un partid. E altceva, mă, băieți, vedeți și voi. Oameni cu treabă pe aici, pe server, se plimbă cu glendale, o ladă pe stradă. Ia mă că îi dau kill așa că eu nu mai stau după el pe bune, vă zic. Și am luat și cooldown 5 minute din păcate. Oricum mai avem 2 puncte la raport, probabil le fac eu off-camera. Deci da mă băieți, v-am zis, aștept să scrieți în comentarii dacă voi ați avut probleme cu serverul. Că v-am zis, eu am avut, adică am încercat să intru, nu știu când s-a văzut, pe la 2. Și era picat serverul sau n-am înțeles și nu mergeam, scria într-una server reconnect, ceva de genul lost the connection, nu mai știu exact să vă zic, dar dacă aveți această problemă, așteptați că o să vă bage când își revine serverul. Așa că să nu vă impacientați dacă nu merge serverul. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe, să dați la casa 503 ca să ai frumoasă de pe Richman, să folosiți codul meu de referar în cazul în care vreți să vă apucați pe acest server. Puteți să găsiți bonusurile în clipul din descriere sau pe site de Discord. Nu uitați să-mi dați și mie un follow pe Instagram, @mariogram, iar eu am fost Stanchiu și ne vom revedea mâine la un episod. Baftă!